A fost odată un ursuleț care avea un vis. Dorea să devină cel mai mare dansator, dar, din păcate, în orașul lui nu era nicio sală de dans. Săracul de el era din ce în ce mai trist, dar, într-o zi, și-a adus aminte de ceea ce le-a spus educatoarea la grădiniță. Niciodată să nu renunți la visele tale, oricât de greu ți-ar fi. Și atunci, ursulețul s-a hotărât să deschidă o sală de dans. Chiar dacă asta a însemnat multă muncă, curaj, perseverență, inteligență și mult, mult studiu, acesta a reușit să depășească toate problemele. A devenit fericit. Deschisese o sală de dans. Iar peste ani, dragul nostru ursuleț a ajuns cel mai bun dansator din oraș. Cel mai bun dansator din oraș. The Realată, nu renunți niciodată la visurile tale. Asta era de fapt. Bravo, bravo. Iriana, am fost captat de vocea ta. Ai voce de povestitor, ai vorbit. Pe cuvânt. Educatoarea din mine. Teatrul radiofonic. Așteptam o continuare. Mai vroiam. Mă uitam la Gabriel, că urmează Da. el ceva. Da, o Nu vedeam ne-am coordonat. Iana, ea mima acolo. Așteptam o speech-ul ursulețului. Da. N-am mai ajuns până acolo să ne gândim. Da, cu finalizarea. Noapte bună, copii. Da.